În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu nu am știut. Sunt cuvintele Patriarhului Iacov, Patriarh al Vechiului Testament, Patriarh care a trăit minuni dumnezeiești, așa cum trăim și noi. Și le-a trăit fără să știe, așa cum de multe ori nu știm nici noi lucrul acesta. Minunile lui Dumnezeu trec de foarte multe ori pe lângă noi și noi nu avem ochi să le vedem. Așa se spune în Sfânta Evanghelie. Ochi aveți și nu vedeți. Urechi aveți și nu auziți. Ba mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos spune ucenicilor săi, atunci când ucenicii adresează o întrebare, Doamne, de ce le vorbești lor în pilde? Pentru că auzind să nu înțeleagă și văzând să nu vadă. Din ce cauză? Pentru că inima acestui popor s-a învârtoșat și nu se poate întoarce către mine ca eu să-i vindec. Cei care ne-am adunat aici avem măcar intenția de a ne înmuia un picuț inimile. Fiecare cu jertfa lui. Ați văzut încântările de la strană, care câteodată nouă celor care nu suntem obișnuiți cu ele, ni se pară așa lungi. Întreba cineva, părinte, dar de ce toți să cântă cântări din astea lungi la strană? Păi da, în rai citesc, sunt cântările scurte. Problema este ce facem noi de nu putem percepe sau de nu putem intra în starea de cântare cu sufletul nostru. Maica Domnului a intrat într-o stare de cântare sufletească încât ziua și noaptea stăteam în Sfânta Sfintelor și nu se plictisea. Aici ne-am adunat la sărbătorirea icoanei nefăcute de mână, Prodromița. Maica Domnului, sau înainte mergătoare. În discuțiile pe care le avea și în revelațiile pe care le avea cu îngerul, că primea mâncare îngerească, nu ca noi, că boci la cam. Slavă Domnului, că l-avem. Nu ca noi care suntem preocupați de, băi, oare ce se întâmplă? Oare avem unde dormi? Slavă Domnului, că și sub cerul liber a dormit Patriarhul Iacov și ce s-a întâmplat cu el? După ce s-a trezit, a visat, în timp ce dormea, a visat o scară care cu baza acestei scări era pe pământ și cu vârful atingea cerul. Și îngerii lui Dumnezeu se urcau și se coborau de pe scara aceasta. Veneau îngerii lui Dumnezeu către el, locul în care el și-a pus piatră ca să doarmă. Și veneau îngerii lui Dumnezeu către el și se urcau. De ce înseamnă lucrul ăsta? Că din sămânța lui se va naște cea care va uni pământul cu cerul și cerul cu pământul. Și cum s-au dus părintele, Iacov la drum în viața lui fără nimic? Ceva în spate, așa cum ați venit dumneavoastră la cram, cu o bocceluță în spate și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci în momentul în care cineva ia binecuvântarea lui Dumnezeu și o pornește la drum, nu mai este interesat de ceea ce se întâmplă adiacent, pe lângă în viața lui. Și merge la drum, cu nădejdea în Dumnezeu și acelui om îi se descoperă. Și fiți atent, el a furat binecuvântarea. Deci nu au furat binecuvântarea, pentru ca să ne arate Dumnezeu că nimeni dintre noi nu merităm binecuvântarea. Poate să spună cineva, am primit binecuvântarea Domnului, mai sunt care spun lucruri de genul ăsta. Sunt o leacă exagerat. Noi nu putem decât să furăm câte o binecuvântare a lui Dumnezeu. Și de ce l-a iubit Dumnezeu așa de mult? Că deși a furat binecuvântarea, după ce a zis, nu, merg cu Domnul până la capăt. Și a plecat uitându-se, neuitându-se, nici după averea lui, nici după bine, nici după toate avuțiile lui taică-su, nici după toate turmele lui, nici după toată comoditatea casei, a intrat într-un pelerinaj spiritual, așa cum dumneavoastră ați intrat în starea de pelerinaj acum.
Și i s-a arătat Domnul Dumnezeu această scară care arată taina Maicii Domnului și după aceea când se trezește, după noapte de rugăciune, după noapte de nevoință, cu inima acolo înfrântă că iată, fugea de furia fratelui său pentru că furase binecuvântarea, spune, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Pentru că i s-a descoperit Dumnezeu în inimă, din ce cauză că a lăsat ceva de-al lui și a plecat după Dumnezeu. E foarte important aici, noi avem, să știți, călugăria sufletească a patriarhului Iacov. După aceea o să fie și călugăria efectivă când Dumnezeu o să-i schimbe numele, când se întoarce înapoi în țara lui și îi spune, de acum tu nu te mai numești Iacov, tu te numești Israel. Când te-ai luptat cu Domnul Dumnezeul tău și l-ai biruit, ce înseamnă noi să ne luptăm cu Domnul Dumnezeul nostru? Adică orice ispită, orice necaz care vine peste noi, cu toate trebuie să trecem, îl primim de la Dumnezeu și le depășim cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi cu Dumnezeu luptăm cu ajutorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vine toate. Și atunci, băi, de ce mai vine boală? Păi ca să te lupți cu Dumnezeu împotriva bolii. Dar de ce mai vine necazul? Ca să te lupți cu Dumnezeu împotriva necazului. Dar de ce mai vine ispita? Ca să te lupți cu Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu împotriva ispitei. Așa zice, fericit bărbatul care rabde ispita, că acela, făcându-se lămurit, ce înseamnă lămurirea asta? Este procesul prin care aurul era curățat. O să afli cununa dreptății pe care Dumnezeu a gătit-o tuturor aleșilor săi. Și să știți că Dumnezeu face mici daruri în istorie. Și aceste daruri sunt, de fapt, arătări și taine a lui Dumnezeu pe care El le arată oamenilor și întinde oamenilor câte o mână. Și această scară pe care o arată Dumnezeu lui Iacob, și Iacob o consemnează și o spune ca să înțeleagă toată lumea de după el despre ce este vorba, este un semn al lui Dumnezeu, este o taină a lui Dumnezeu. Nu este aceasta unica. Merge mai departe și spune în felul următor. Tot la ieșire, tot către un om, tot către un bărbat, tot către un ales al lui Dumnezeu, o altă arătare minunată. Merge Moise, după ce a fugit, atenție, alt fugar, alt pelerin, alt om care și-a pus nădejdea numai în Dumnezeu, alt om care a plecat știind că a făcut ceva bun și a plecat cu toată greutatea în viață, neuitându-se înapoi numai de dragul lui Dumnezeu și a dreptății. De ce cauză? Spune Sfântul Apostol Pavel, că nu s-a uitat Moise la neamul cel bun în care fusese adoptat el și o s-a gătit ca nimic toată averea lui Faraon și toată cinstea pe care avea din partea lui Faraon și toată bunăstarea și toată educația, pentru că el fusese crescut ca un prinț. Și a zis, nu, ales am mai mult să fiu lepădat în casa lui Dumnezeu decât să lucrez și să locuiesc în locașul lepădătoșilor. Mai degrabă să fiu un lepădat în casa lui Dumnezeu. Aici ne întâlnim cu Maica Domnului mai sfârșit, mai la sfârșitul comunicării, când vedem exact ceea ce zice, iată roaba Domnului. Și atunci Moise ce face? A devenit un fugar, un păstor. Și merge asăracul pe lângă muntele Sinai și deodată îi se arată, întinde Dumnezeu o altă mână umanității. Deci Iisus Hristos tot păstor a fost. Eu sunt păstorul cel bun. Și Iisus Hristos tot pelerin a fost. Ce spune când vine un cărturar la Iisus Hristos și spune, Doamne, vreau să merg cu tine oriunde vei merge. Ce credea cărturarul? El, ce înseamnă cărturar? Omul care are toate stabilite în viața lui, cu punct și cu virgulă. Stabil totul. Nici nu are loc unde Dumnezeu unde se intre acolo. Pentru că el are toate stabilite. Acum ai căsătoria, acum ai cununia, acum ai botezul, peste 5 ani copilul, peste 4 ani cu mătria. Toate sunt stabilite. La punct și la virgulă. Ăla e cărturarul. Omul cărturarul. Și spune cărturarul, Doamne, oriunde vei merge, vreau să merg după tine. Dar Iisus Hristos ce îi spune? Dar tu ce crezi? Eu am locul unde să merg? Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Asta e starea de pelerin în viață. Asta e starea de călugări interior. Adică nu fii preocupat de zoacea de mâine. Lasă de zoacea de mâine, are grijă de ale sale.
Asemenea cu Iisus Hristos mergea și Moise. Asemenea, în același fel și în același chip ca și Iisus Hristos mergea și Moise pe muntele Sinai. Și deodată îi se arată un alt chip al Maicii Domnului. Dacă aceea era scara care unea pământul cu cerul și cerul cu pământul, acum îi se arată un rug nears. Și se uită Moise la acel rug în Sinai și vede că arde, vede flacără și totuși frunza lui rămâne nealterată, nu se consumă. Înfricoșat, nu știe ce să facă. Și Dumnezeu îi spune soluția. Descalță-ți încălțămintea picioarelor, care pe locul lui care tu calci acum, este sfânt. Ce vrea să ne arată Dumnezeu aici? Tot în profeție, tot pururea fecioria Maicii Domnului, tot profeție despre Maica Domnului și vrea să ne arate că atunci când Dumnezeu vrea, trece peste regulile firii. Atunci când Dumnezeu se atinge de materie, materia devine nestricăcioasă. Atunci când Dumnezeu s-a atins de trupul Maicii Domnului, ea nu a mai fost vătămată, pentru că asta înseamnă focul asupra rugului. Unii înseamnă Imaculata Concepție. Nu! Înseamnă că Dumnezeu, atingându-se de trupul Mariei, nu l-a nimicit. Cum să se atingă Dumnezeu cuvântul? Vă dați seama ce spunem noi. Cel prin care s-a făcut toate, cel prin care sunt toate și cel pentru care sunt toate, se atinge de un trup de fecioară și ea nu este mistuită. Și Dumnezeu ne arată lucrul ăsta cu 3.000 de ani înainte. Fratele Moise. Așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, voi trebuie să înțelegeți. Cum interpretează ăștia asta Scriptura? Ia un verset de aici, ia un verset de acolo, ia un verset din partea cealaltă și le pun cap la cap. Nu! Iisus Hristos spune, trebuie să descoperiți ce s-a spus despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalm. Cine are mintea să înțeleagă lucrurile acestea, este cel care a ajuns la starea de rug neaț. Adică, cu materialitatea minții noastre, cu prostiile noastre, cu nebuniile noastre, curățile, se atinge omul de cuvântul Scripturii. Și atunci mintea lui nu este desființată, nu nebunește săracul. Că sunt săraci care știu toată Scriptura, dar nebunesc. Că ajung cu Scriptura în mână să spună că nu există Dumnezeu. Ajung cu Scriptura în mână să spună că nu există împărtășare. Ajung cu Scriptura în mână să spună că Maica Domnului m-a avut nu știu câți copii, cu Scriptura în mână. Și în momentul în care cineva vrea să ajungă la starea de rug nearz, trebuie să facă ceea ce a făcut și Moise, să lase din ale sale și să apropie de muntele lui Dumnezeu. Avem aici a doua arătare, a doua minune legată de Maica Domnului din Vechiul Testament. Și după aceea ne apropiem de arătarea din ziua de astăzi, în care o avem pe Maica Domnului Prodromița, în care avem o întâmplare care s-a întâmplat acum 160 de ani, la Muntele Athos, când s-au hotărât cei din țara românească și cei de acolo, de la Sfântul Munte, românii de acolo, prin ctitorii de la vremea aceea, care era Nifon și Nectare, parcă, să refacă schitul Prodromul. Schitul românesc la Sfântul Munte Athos. Și ca oameni care erau în duhovnici, ce-au zis? Păi ce trebuie să facem în primul rând pentru schitul nostru? Trebuie să facem în primul rând icoană. Trebuie să facem în primul rând ocrotitoarea schitului. Și când au vrut să facă icoană, au zis, băi, nu facem icoană așa, oricum. Trebuie să alegem un om special care să facă icoană. Dacă vă aduceți aminte și dacă ați citit din Vechiul Testament, atunci când s-a făcut cortul mărturiei, cortul adunării, i-a adunat Moise pe toți cei care erau meșteșugarii cortului și i-a sfințit. Și-a făcut rugăciuni peste ei ca să poată să facă lucrul Domnului. Că lucrul Domnului nu se face ca lucrul omului, adică nu înseamnă doar pricepere. Și din istoria icoanei, deci veți înțelege că lucrurile care se duc din istorie, icoanei Prodromița, care copii o avem aici, o să înțelegeți că lucrurile se fac mai presus de priceperea omului, dar cu ajutorul priceperii omului. Asta este Dumnezeu. Nu elimină omul din ecuație,
ci se folosește de el. Și dacă omul este binecredincios, și dacă omul este evlavios, și dacă omul mai dă și un pic din loc lucrării lui Dumnezeu, atunci intervine și Dumnezeu. Și acești părinți, Nifon și Nectare, au zis, mergem la Iași, că acolo avem Schitul Bucium. Știți Schitul Bucium din Iași? Ei, ăsta, Schitul Bucium din Iași, ce era? Era un metoc administrativ al mănăstirii Prodromul, de la Sfântul Munte. Și au zis, în Iași sunt iconari foarte buni. Și trebuie să căutăm acolo un zugrav de icoane, care să facă icoana asta așa cum dorim noi, dar și cu tipicul pe care îl dorim noi. Adică ce? Omul să fie curat trupește, atenție când vrem ca să facem ceva pentru Dumnezeu, să fie curat trupește, să fie om nevoitor, să fie un om priceput și să fie un om care nu își pune încrederea numai în priceperea lui, ci să ceară și ajutorul lui Dumnezeu. Astea au fost criteriile și condițiile părinților Nifon și Nectare în momentul în care au zis să se facă icoana Maicii Domnului care să fie numită Prodromița, adică înainte mergătoare. Și înseamnă înainte mergătoare pentru noi către Dumnezeu și după aceea mai înseamnă înainte mergătoare a cetelor îngerești și înainte mergătoare a întregii umanități. Și s-au dus la ea și au aflat un zugrav bătrân, un om vechi, zile, era spre sfârșitul zilelor lui. Și l-au aflat nevoitor, l-au aflat binecredincios și au vorbit cu el și au zis, în felul acesta vreau să ne faci nouă icoană. Și au zis, sunt bătrân, părinților. Întotdeauna am iubit chipul și cinstea Maicii Domnului, dar mâinile mele tremură. Nu cred că aș mai putea să mă bag eu la o lucrare ca aceasta. Și au zis, nu! Tu trebuie să ai încredere în Dumnezeu că El este Cel ce întărește genunchii celor slăbănoțiți. Știți cum se zice la psalm? Sunteți iubitori de psaltir. Și au zis, fie, mă încumet să fac lucrul ăsta, mă încumet să fac icoană. Și au zis, asta este rânduială. Cât lucrez la icoană, nu mănânci nimic. De dimineață și cât muncești tu, cât poți să rezisti fără să mănânci, atât lucrezi la icoană. După ce ai simțit că slăbești trupul și nu mai poți, atunci te duci și te apuci de mâncat, dar din momentul în care ai mâncat, nu mai lucrezi la icoană. Nu mai lucrezi. Și a început omul și a muncit. O lună, două, trei, patru, cinci, mai multe luni acolo. Și cum se face icoana potrivit vechilor rânduieli? Să începe nu de la chip. Noi vrem cop-țop la chip. Nu e așa. Să începe din exteriorul icoanei și să merge spre centru ei. Adică, iei o lucrare de la capătul ei, nu de la punctul ei cel mai înalt. Și iei lucrarea dintr-un capăt al ei, până când ajungi la punctul cel mai înalt și la punctul cel mai complex și la punctul la care ai nevoie cel mai mult de inspirația lui Dumnezeu. Asta se face peste tot. În orice lucrare ați vrea ca să faceți dumneavoastră, care este legată fie de Dumnezeu, fie de viața dumneavoastră, să ia de la lucrurile simple. Când vine un om la scuvedit sau la mărcel, treabă, băi, zici măcar Tatăl nostru, părinte, dar eu știu sub saltire, știu că băie, dar din gură, zici Tatăl nostru. E, da, zic Tatăl nostru. Faci 7 metani într-o zi. E, părinte, de eu fac 50 de metani dimineață, 50 de metani la prânz, 50 de metani seara. Băi, faci 7 metani într-o zi, asta te-am întrebat. Atât, 7 metani, dacă faci într-o zi. Da, părinte, fac 7 metani într-o zi. De azi înainte să faci, nu ai 7 metani într-o zi. Cum, părinte, dar dacă eu fac 100, mă atare, încerc să fac, băi, numai 7. Postești? Da, postești, părinte, dimineață, în fiecare zi, până la ora 3, câteodată și până la ora 5. Uite, am întrebat dacă postești miercurea și vinerea, atâta tot. Lasă-mă cu introducerile tale și cu expunerea ta de fapte bune. Postești miercurea și vinerea? Da, părinte, postești. Ei, să postești numai până la 12 și numai miercurea și vinerea. Cum, părinte, dacă eu până acum am postit până la ora 13 și până la ora 15, până la ora 17, dar îmi spui să postez mai până la ora 12, păi atât să postez. Și vii după 40 de zile ca să văd ce lucrare ai. Și când au venit după 40 de zile, o să spărim, în viața mea nu mi-a fost așa de greu să postez de dimineață până la ora 12. Păi cum așa? Păi erai sfânt, mă, omule, tu posteai de rupe. Părinte, nu știu ce s-a întâmplat. Eu cred că de când am venit la matale, mai mult m-am demonizat decât m-am avut în duhovnicie. Lasă că venea mai târziu. Dar rugăciunii mai faci? Părinte, până când am venit la matale,
Facem și câte jumate de psaltire într-o zi și câte o psaltire într-o zi și toată lumea știe că eu mă rugam și facem și toată lumea știe că eu postem și avem rânduială. Acum te vede dacă poți să facă ăștia, Tatăl nostru, ce mi-ai zis tu și șapte împărate, cerești să zic o catismă. Abia atâta parcă pot să fac, parcă sunt demonizat, nu știu ce cu mine. Nu pot. Ei, lasă, vedem noi mai târziu dacă ești demonizat sau te vede, acum încep să te luminezi. Dar ea mai zic, e privegheat, am privegheat fereastră, Dumnezeu, cum să priveghez? Până a venit la matale, eu privegheam în campi la două, trei noapte, mă trezeam la ora 7. Cu rugăciune, cu post, cu toate, cu toată rânduiala făcută părinții. Și mă lăudau și cei din casă și aveau încredere și nădejde în rugăciunea mea și totul era bine și mergea ca pe roate în mântuirea sufletului meu. De când am venit Ramadale, parcă m-am îndrăcit, parcă m-am demonizat. Înainte făceam și acum nu mai fac. Ce-i cu mine? Hai ca să-ți dau și soluția, fratele meu. Până acum și până am venit, tu nu la mine, la Dumnezeu și-a te spovedit curat. Făceai de slava oamenilor. Și slava oamenilor îți era cea mai mare hrană pe care aveai tu. Și cea mai mare întărire pe care o aveai tu. Și de care sufletul tău avea nevoie. Și de acolo se hrăne sufletul tău. Dar în momentul în care ai început să faci pentru Dumnezeu, atunci tu nu mai aveai din ce să te hrănești, pentru că cu Dumnezeu tu nu te-ai prea întâlnit în nevoințele tale. Și din momentul în care a început Dumnezeu să lucreze în tine, a lucrat în cele mici. Așa și iconarul ăsta. A început cu leacul de post, a început cu leacul de rugăciune și a început de la marginea icoanei. Și a muncit la chipul, la veșmântul icoanei și la mâinile icoanei și la coroană și la tot ceea ce era de muncit câteva luni. Și când a ajuns la chipul Maicii Domnului, a dat prima mână, ca așa se face în pictura bizantină, se dă prima mână, după aceea să dă a doua mână, care sunt numai niște straturi și niște suporturi pentru înfățișare. Prima și a doua mână nu înseamnă absolut nimic. Vezi ca niște verzături și ca niște chestii, mă rog, niște culori acolo, mă rog, care susțin numai baza icoanei, atâta tot. Și interacționează cu ceea ce o să fie echipul. Și o zis, omul respectiv îl chema iconarul Iordache Nicolau. Și-a chemat. De la 1863 din Iași. Și când se înceapă chipul Maicii Domnului, nu reușea să facă absolut nimic. Ba mai mult decât atât, ieșea ca niște momâi, ca niște urăciuni chipul Maicii Domnului acolo. Și a început să plângă sărmanul iconar și a zis, Doamne, eu mi-am pierdut și mințele, și priceperea, și tot ceea ce aveam eu de făcut, parcă acum mi-a luat Dumnezeu mințele. La ce am postit eu atâtea luni de zile? La ce m-am nevoit atât? La ce m-am rugat atât? La ce am plâns atât? Și la ce și-au mai pus și părinții ăștia au venit tocmai din Atos să-și pună nădejdea mine că le fac eu lor icoană. Dar le-am zis că ce pot să trebuie în mâna. Mi-am pierdut și mințele. Și Nicolau acesta, Iordache Nicolau, avea și ucenici lângă el. Și nu înțelegea nimeni de ce omul ăsta nu poate să facă chipul Maicii Domnului și chipul lui Iisus Hristos. Și foarte întristat fiind, o așezat pânza pe icoană. După ce a așezat pânză în picoană, a plecat acasă, foarte tulburat, s-a rugat o leacă, nici nu a putut să mănânce nimic, și s-a culcat. A venit a doua zi, tot fără să mănânce nimic, a făcut trei metanii la Maica Domnului, deci trei metanii, nu a făcut tot psaltire. A făcut trei metanii la Maica Domnului și a zis, Maica Domnului, ajută-mă să isprăvesc chipul cinstitei tale icoane. Și în momentul în care a dat pânza din icoană, chipurile erau deja făcute. Și chipul Maicii Domnului și chipul Mântuitorului Iisus Hristos erau deja făcute. Când au văzut lucrul ăsta, s-a înspăimântat și el, s-a înspăimântat și ucenicii lui și au trimis direct la călugării care erau la Sfântul, care erau la Schitul Buciu. Veniți că s-a întâmplat o minune. Veniți că nu știm ce s-a întâmplat. Și așa au zis, ei, unde pune moșneagă? Mai bine, lasă-ne Domnul în pace și ucenică. Veniți că chipul Maicii Domnului a apărut astă noapte pe icoană și nu știm cum. Și au venit atunci părinții, când au venit deja părinții, casa în care lucrau era plină de oameni. Strada în care lucra omul acela era plină de oameni. Oamenii deja aflase de minune, că știți cum se vorbește, din gură în gură imediat află omul. Și de la Bucium până în mijlocul Iașului nu era cum este acum, făceai o oră, două, adică mergeai greu, nu era, mergem cu 4-6.
Și când au ajuns acolo și au văzut părinții chipul dumnezeiesc al Maicii Domnului cel nefăcut de mână, au început și ei să se închine, au încercat să dea oameni de afară, că deja era o mișcare în tot Iașul, respectiva minunii. Oamenii au început să se vină și nu se mai opreau din venit. Și au zis, s-a făcut noapte, au luat icoana și au dus-o pe ascuns la Buciu. Dar de modi că oamenii deja știau, nu puteai cum s-a ascuns dita mai icoana, că icoana era așa, 1,70 m, de iese și icoana de aici. Și au venit toți oamenii la Bucium acolo și s-a făcut o mare de oameni în fața mănăstirii Bucium, s-au închis mănăstirea și au zis, nu trebuie să vină mitropolitul, să vedem ce se întâmplă. El stabilește asta în icoană, încât nu-i sfințit. Și au venit mitropolitul Calinic Niclescu, a intrat în mănăstire, a sfințit icoana și a zis, asta este minunii dumnezeiască. După aceea, părinții au cerut din acest Iordache Nicolae mărturie scrisă a ceea ce s-a întâmplat. Și mărturia aceasta scrisă se află și acum, și astăzi, la mănăstirea din Sfântul Munte, la Sfântul Protomu, în original, cu semnătura omului și cu parafă pusă, cu pecete pusă. Și am să vă dau citire ca să vedeți și voi cum gândea un om evlavios față de Maica Domnului. Iată așa spune. Eu, Iordache Niculau, zugravul din orașul Eșului, am zugrăvit această sfântă icoană Maicii Domnului însuși, cu mâna mea, la care am urmat o minune prea slăvită în acest chip. După ce am isprăvit veșmintele după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat de chipul Maicii Domnului și a Domnului Iisus Hristos. După ce am dat mâna întâiul și al doilea, apucându-mă ca să o zugrăvesc de săvârșit, căutând eu la chipuri, cu totul au ieșit împotriva ceea ce voiam să fac, pentru care foarte mult m-am mâhnit și m-am scârbit, socotind că mi-am uitat eu meșteșugul meu. Și așa fiind sară, m-am culcat scârbit și nimic am mâncând în ziua aceea, socotind că a doua zi sculându-mă să mă apuc mai cu din adinsul. După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii, rugându-mă Maicii lui Dumnezeu să-mi lumineze minte, să-i isprăvesc Sfânta ei icoană. Și când m-am dus să mă apuc de lucru, o preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu. S-a aflat chipul drez, precum se vede. Și eu, văzând aceste minuni, n-am mai adăugat să mai pun condeiul în mână, fără numai că am dat lustru care era de dat de cuvință pentru peste icoană. Și această povestire a icoanei am spus-o prin credințare și știință și am iscălit însuși cu mâna mea. Din momentul în care a aflat tot Iașul, mitropolitul a deschis ușile mănăstirii și atunci a început toată lumea să vină și să se închine icoanei, care deja era lustruită, deja era frumos făcut acolo și nu s-a adingea lumea de chipul icoanei, cum s-a pus și aici sticla respectivă, ca omul să se bucure de toată frumusețea ei, dar să nu interacționeze cu chipul Maicii Domnului. Și când au început oamenii să se atingă de lucrurile, aduceau fiecare bolnave, aduceau fiecare toate problemele și toate neputințele și toate ispitele și toate bolile. Un om care era orb s-a vindecat, un om care era de asta, cum îi spune, care era paralizat, s-a ridicat, a mers pe picioare. Ce s-a întâmplat? Asta era tipicul. Din urna cu aghiazm și din vasul cu aghiazm care era lângă icoana Maicii Domnului, toți se stropeau, după aceea sărutau icoana, făcea preotul paraclisul omului, adică o rugăciune în cinstea Maicii Domnului, și toți plecau vindecați. Toți plecau restaurați, toți plecau cu lacrimi din ochi, din evlavie. Și de aceea și noi, în cinstea Maicii Domnului, o să facă aghiazma Maicii Domnului aici în lângă pancar s-au pus butoare, trebuie să faci aghiazma Maicii Domnului specială pentru harul sărbătorii de astăzi. Minunile au fost atât de mari încât mitropolitul Calinic Niclescu s-a auzit până și la domnitorul Cuza despre această icoană și a zis, icoana asta nu trebuie să părăsească România. Și părinții când au auzit treaba asta au zis, nu, noi ne-am rugat pentru treaba asta, au luat-o noaptea și au început. Au plecat. Nu mai stat ca să spună, ne dați voie să plecăm, nu ne dați voie să plecăm. O luat o noapte și o plecat. Și s-a oprit unde credeți prima oară? La Huș. Aici s-a oprit icoana la Huș. Și când s-a oprit la Huș, ce s-a întâmplat? S-a dus în casa unei femei, care o chema Ecaterina Șuțu.
și o chema femeia respectivă, o femeie foarte evlavioasă, avem ce noi femeie evlavioasă. Și această femeie evlavioasă a primit-o în casa ei, deci părinții nu s-au dus la episcopii, le era frică, tot așa, să nu fie oprită icoană. Și femeia respectivă a primit-o în casă, dar de unde? Că toată lumea venea în casă ea văzând lumina, simțind energia și o zis mitropolitul, au văzut, zis episcopul de atunci de la Buș, adu-i icoana în catedrala episcopală. Și iar s-a dus Maica Domnului în catedrala episcopală și acolo mulțim din minuni iar s-a întâmplat, încât toți oamenii nu mai conteneau să vină la icoană și au plecat iar noaptea de acolo și au ajuns, unde credeți? La catedrala din Bârlad. Copiița Bârlad, după ce. Și la Bârlad s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Era acolo în Bârlad, mă rog, tot felul de minuni, tot felul, nu insistăm asupra lucrurilor, dar acolo s-a întâmplat o chestie care să ne arate nouă. Când Maica Domnului, cea mult milostivă, cea îndelung răbdătoare, cea ascultătoare a tuturor rugăciunilor noastre, mai este din când în când și cercetătoarea noastră. Ei mai și cercetează. Părintele Paisie Olariu spunea, ușa milostivirii de sub de nou prea binecuvântat, născătoare Dumnezeu. Dar din când în când Maica Domnului se mai uită și cu chipul dreptății la noi. Despre icoana Maicii Domnului Prodromița se spune că din timpuri în timpuri, chipul ei ori se luminează, ori se întunecă. În funcție de starea oamenilor care sunt în biserica ei, în funcție de starea oamenilor care sunt în mănăstirea ei, în funcție de starea creștinătății din momentele respective. Și era acolo un învățător, un om de vază al Bârladului, față de care toți oamenii din Bârlad erau recunoscători. El era dascălăbună și formase generații de oameni. Și nu exista om care să nu zică de bine de învățătorul respectiv. Avea o singur metea cu învățătorul respectiv, el la biserică ducea la Paști. Atât și nimic mai mult. Și când au auzit că a venit icoana Maicii Domnului, și când au auzit toate minunile, și când au auzit toate manifestările astea, și când tot Bârladul era acolo la catedrală, o zis el, a primit răspuns, trimiteți pe călugării respectiv să vină cu icoana la casa mea. O sunt mare voie, mare învățător și o primesc. La care călugării o zis, să cade, să fii matale la biserică, nu să vină biserică la matale. Să vii matale la icoana Maicii Domnului, nu să vină icoana Maicii Domnului la matale. Și băierul nu a vrut. Și o să așa, eu totuși vă aștept ca să veniți cu icoana Maicii Domnului la mine. El era așa credincios și nu prea credincios. Dar se ducea și el de dragul lui Dumnezeu, să spunem, sau de dragul obiceiului, odată pe an la biserică, se face. Nimic altceva. Ăsta era tipicul și nu vrea să treacă peste el. Și părinții, înduplecați și de, și de episcop, și de protocol, și de preot slujitor, și de toți care erau acolo și că duceți-vă la omul ăsta, că este omul nostru, este inima noastră a orașului nostru. O zis, hai să luăm icoana și să mergem. Și icoana era ușoară. Când a pus mâna pe icoană, patru oameni nu au putut să o ridice. Abia au putut să o ridice patru oameni și au pus-o în car. În momentul în care au pus-o în car, o trosnit carul, ca și cum ar fi lovit un tunet. Și icoana Maicii Domnului s-a desfăcut de jos. Și dacă mergi să acum la Prodromița, este desfăcută în partea de jos. O să vezi, este așa. Și când s-a desfăcut, icoana ca un tros ne-a sus. E ca un tros ne s-a manifestat așa. Și atunci toți au zis, hopa, stai așa că nu ne jucăm de Dumnezeu. Nu putem să facem comerț cu Dumnezeu. Nu putem să facem cu Dumnezeu, astea cum îi spune, știți cum spune acum, trafic de influență. Dacă este cineva și are respect și dragoste față de Dumnezeu, să-și facă jertfa lui față de Dumnezeu. Și dacă este cineva respectuos și cu dragoste față de Dumnezeu, să vină cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Și dacă crede. Dar nu să Dumnezeu să meargă din casă în casă după fiecare om care are chef sau nu, să-l renege sau să-i dea atenție sau nu. Și tot așa, într-o noapte, pleca părinții și de la Bârlad, deja devenea ăsta, cum îi spune, fenomen acolo, și s-a oprit la Galați. La Galați încă o mare minune s-a întâmplat, că a oprit într-o mare biserică care era tocmai atunci pictată. Și pictorul de acolo, un picuț așa, într-o ureche sărată. O văzut că toți oamenii veneau să chine, s-a uitat cel la icoană, nu s-a închinat, s-a uitat cel la icoană, nu e oameni proști. S-a urcat din nou să picteze acolo. Pictura lui ce făcea era acolo. Și tot vineau oameni și plângeau.
Unii spuneau, m-am vindecat. Alții spuneau, gata, nu mai am durerea mea. Alții spuneau, m-a ajutat Maica Domnului, a simțit ajutorul Maicii Domnului în inima mea. Și la care eu spuneam, oameni proști. Nu numai atâta. Un început coborât și el, când era lumii mai mult acolo în biserică, și-o coborât și a început, băi, cum puteți să fiți așa de creduli la poveștile unor călugări oportuniști? Cum puteți să credeți în povești, popești? Chiar așa le spunea la toți oamenii de acolo. Eu pictez de ani de zile, asta e meseria mea. De pictor, n-am văzut niciodată vreo icoană care să-mi facă mie vreo minune. N-am văzut niciodată eu vreo icoană care să-mi facă mie, să-mi îndeplinească mie vreo dorință. Și cu voi. Și el vorbea, dar toată lumea s-a uitat un moment la el și după ce nu s-a uitat nimeni la el. Toată lumea s-a uitat la icoană. Și când s-a întors el ca să vadă din ce cauză se uită toată lumea la icoană, a văzut chipul Maicii Domnului tot negrit și uitându-se la el cu o privire ca de foc mustrătoare. Și toată lumea a văzut lucrul ăsta. Din momentul acela au crezut jos în genunchi, Maica Domnului, iartă-mă că sunt nebun. Și din momentul acela au început să alerge prin Galați și să spun, veniți și vă închinați la icoana Maicii Domnului, la chipul ei nefăcut de mână. Așa el spunea prima oară. Cum să credeți voi prostia că un înger l-a pictat? Nici măcar un înger l-a pictat. Dacă au analizat acum oamenii ăștia cu științele lor, că așa e omul, vrea să analizeze. Și când s-a uitat cu microscopul venit, nu, că a pus icoana în microscop, a venit acolo așa, nu există urmă de pensulă pe chipul Maicii Domnului cel original acolo de la Codrumiță. Nu există. E ca unul că a pictat un înger. Chipul Maicii Domnului a fost efectiv imprimat în lemnul respectiv. Ca o fotografie care a fost pusă acolo. Și știți cum spune, ai făcut din pescarea apostol și din bătrâni mucenici. Și așa și preotul ăsta, și așa și iconarul ăsta. A început el să vestească tot Galațul minunea Maicii Domnului. Schimbarea la fața Maicii Domnului din icoană se arată și prin unele documente care sunt în muntele Atos și care au arătat că în momentul în care erau erezii în Atos, în momentul în care erau tulburări, în momentul în care călugării intrau, ați văzut cum sunt tot felul de neînțelegeri și tot felul de certuri dogmatice și tot felul de ispite, în momentul în care călugării își părăseau pravila, rugăciunea, mănăstirea, chipul Maicii Domnului se întuneca. Un fel de călugări din ăsta au fost care au zis, ce să mai stau eu în obște la prodrom? Eu am nevoință, eu am sfințenie, eu deja pot să merg spre alte zone. Și s-a dus într-o peșteră și nu mânca cu zilele, nu mânca cu nopțile și nu dormea cu nopțile și i s-a arătat un înger deasupra capului ca un lucean. Și când, și el a continuat să se roage, că știa el după știința lui că nu trebuie să se închine la arătări din ger. El a continuat să se roage și atât a început să prălucească luceavul acela și deodată a pocnit deasupra lui arătarea respectivă, încât el a rămas ca paralizat. Și de la chilia la care s-a dus el, fără ascultare, cu nevoință, cum se spune și în Scriptură, blestemat este cel ce zidește nevoință, peste măsură sau peste poruncă, târându-se s-a dus până la mănăstirea Prodromul până la icoana Maicii Domnului și o zis, Maica Domnului, iartă-mă că am plecat de lângă tine. Noi de foarte multe ori plecăm așa de lângă, nu neapărat de lângă o icoană, dar de lângă Harul lui Dumnezeu. Și plecăm și o luăm pe drumurile noastre. Fiecare după, știți cum spun, i-a lăsat Dumnezeu în sfatul minții lui sau în nebuneala minții lui. Și noi avem câte așa câte o păsărică, fiecare dintre noi o avem. O creștem, o ținem în colivii, îi dăm de mâncare din când în când, îi dăm apă până când ajunge dita mai uliu. Și când ajunge dita mai uliu, atunci păsărica noastră pe care credeam că noi am hrănit-o și noi am ajutat-o să existe, ajunge el să fie stăpân pe sufletul nostru, uliul respectiv. Și dacă noi mai dai de mâncare, te mănâncă pe tine. Și atunci o luăm după uliul ăsta și noi așa, tot înainte. Și ne apucăm, bate nu știu ce nevoință, bate nu știu ce erezie, bate nu știu ce concepție personală, bate nu știu ce vârfă la adresa bisericii, bate nu știu ce despărțire, bate nu știu ce anatematizare a tuturor care sunt în jurul nostru. Și uităm că noi nu avem de făcut atât. Cum spune, cum au spus cei trei minuni pe care vi le-am relatat din Vechiul Testament. Domnul stă în locul acesta și eu n-am știut. Și-a turnat ulei și-a adus o mică jertfă lui Dumnezeu. Atât. După aceea, scoateți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care ești este sfânt. Adică un picuț de bună cuvință. Cum să cer mari minuni din partea noastră, când noi facem minuni?
Ați văzut omul respectiv, s-a mâhnit pentru Dumnezeu. Când este ultima oară când dumneavoastră v-ați mâhnit pentru Dumnezeu? Sau când eu m-am mâhnit pentru Dumnezeu? Nu există mâhnire din asta în viața noastră. Să se mâhnească un om, băi, că nu există dreaptă credință. Să se mâhnească un om că sunt pervertiți copiii. Să se mâhnească un om că nu se roagă cei din casa lui. Să se mâhnească un om că el nu se roagă de ajuns. Să se mâhnească un om și să adoarmă scârbit că nu a reușit să facă ceva bun în ziua respectivă pentru Dumnezeu. Să se mâhnească un om că a luat Sfânta Împărtășanie și nici măcar nu a tremurat un picuț inima în el. Să se mâhnească un om că la o rugăciune nu a vărsat nici măcar o lacrimă. Am avut mâhnire de genul ăsta? Nu. Dar le avem pe toate celelalte. Ei, când o să avem noi mâhniri și scârbe de genul acesta, o să îndepărteze Dumnezeu toate celelalte mâhniri și toate celelalte scârbe din viața noastră. Așa au zis, s-a mâhnit omul ăsta pentru mine. Cum s-a mâhnit Ilie? Deși Ilie greșise. Și plângea Ilie înaintea lui Dumnezeu. Spunea, Doamne, uite, eu sunt preotul tău. Eu sunt profetul tău. Pe toți omorâ și le-am arătat adevărul tău. Și nu vor să se întoarcă, ba mai mult decât atât, și pe mine vor să mă omoare. Și plângea Ilie pentru că Israel nu se întoarce către Dumnezeu. Să plângem noi că România e micărările greșite. Crede mai mult în Europa decât în Iisus Hristos. Nu că ar fi Europa greșită, dar crede în lume, mai mult în America decât... Sau în Rusia, unde în America, alții Rusia, că nu sunt nici pro-una, nici pro-alta. Cum să mâhnea Sfântul Apostol Pavel? Și o să vă spun, fraților, înaintea lui Dumnezeu și mărturia conștiinței mele în Duhul Sfânt. Mare este întristarea inimii și necurmată tulburarea inimii pentru frații mei, cei de un neam cu mine, care nu cred în Dumnezeu și până unde se mâhnea El. Ați vedeți ce mâhnire avea omul, ce mâhnire avem noi și ce mâhnire avem. Doamne, să fiu eu șters din cartea vieții, să n-am eu parte din Tine, Hristoase, dar măcar să se mântuiască ăștia de un neam cu mine. Și Apostol și Sfântul și Moise, ce o zis? O stat înainte lui Dumnezeu când o zis, dă-te Moise la o parte, că acum îi nimicesc pe toți pentru că s-au înrăzvrătit împotriva planului de mântuire. Deci o zis, Doamne, dacă Tu îi nimicești pe toți, în momentul ăsta și pe mine să mă ștergi din cartea vieții. Ei, cam asta înseamnă mijlocire. Cam asta este puterea unui Sfânt. Și mult mai mult decât atât este puterea Maicii Domnului. Această icoană pe care o vedeți aici s-a făcut cu și acum pic de post, nu s-a făcut pe minuni, dar s-a făcut și acum pic de post, s-a făcut și acum un pic de nevoință, s-a făcut și acum un ban cinstit, s-a făcut și acum jertfa dumneavoastră și s-a făcut și acum harul Maicii Domnului. Și mulți spun că au avut binecuvântare, mulți spun că au avut folos, mulți spun că au avut rugăciunile ascultate din pricina Maicii Domnului slăvită în icoană. Când nu ne închinăm nici lemnului, nici aurului, nici pietrelor scumpe. Ci fiecare om când se duce înaintea icoanei Maicii Domnului spune Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe toți. Amin și Doamne ajută!